Hei, salutare și bine ați venit la canalul meu. În sfârșit am terminat rampa asta de vopsit. Dacă nu vă plac culorile, nu e vina mea. Sunt discromat și așa văd eu culorile. Am făcut aici un garaj. Garaj auto. Reclamă. Pentru garaj dintr-o bucată de CD și o bucată de carton ca să scot un pic în afară, să fie așa în relief. Înăuntru un garaj ne-am lipit niște poze din reviste și o oglindă să aibă la ce să se uite. Eu. Am mai pus și aici o oglindă micuță. Aici le-am făcut o rampă care o depozitează acolo. Dar când au nevoie să lucreze la mașină, o pun aici. Bine, o să vadă ei cum o să se joace. Vine mașina. Trebuie schimbat uleiul. Pac. O să ies sus pe rampă. Schimbă uleiul, îi ia banii și îl lasă să plece cu uleiul schimbat. Între timp, când pleacă, sau înainte să plece, poate să meargă sus la promenadă. Să bea o cafea cât se schimbă uleiul. Aici avem două locuri de parcare. Aici avem un loc de elicopter. Și acolo avem un bulevard. Pentru cei care ați văzut video cum am făcut-o, cred că știți cum arată în spate, dar pentru cei care n-ați văzut video cum am făcut, puteți să mergeți să-l vedeți. O să pun un link în descriere. Cred că, dacă mi-aduc bine aminte, este doar 7 minute. De video. No, și urmează să. Uite, aici am ratat un pic, acum văd și eu, dar nu mai am culoarea aia. Și cum sunt descromat, nu cred că o să reușesc niciodată să prepar aceeași culoare. Acum urmează să le îmi dau la copii și să-i filmez. Să le fac o surpriză. Sper să vă placă. Dați un like, subscribe și share. Vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în video următor.